Pentru reabilitarea gării din Zalău, contractul de finanțare a fost semnat în 7 februarie 2012, iar realizarea lucrării a fost atribuită prin licitație deschisă internațională unei asocieri de firme. Lucrările trebuiau să se finalizeze în august 2013, însă doar în luna mai 2014 s-au încheiat. S-au construit două peroane acoperite de aproximativ 200 de metri fiecare, cu o înălțime de 55 de centimetri față de nivelul șinelor. În acest proiect au fost incluse și reparații capitale ale clădirii, un pasaj pietonal care traversează cele trei linii, împreună cu trei căi de acces. Gara dispune și de un food court situat la etajul clădirii și de un lift pentru călătorii cu dizabilități. Doar 14 trenuri mai circulă însă prin cea mai modernă și scumpă gară din județ. Zalău-Jibou 5 trenuri, Carei-Jibou 4 trenuri, Satu Mare-Cluj-Napoca 2 trenuri, Satu Mare-Jibou 2 trenuri, Zalău-Sărmășag 1 tren, în intervalul orar 5:54-23:35. Cea mai lungă rută parcursă este Satu Mare-Cluj-Napoca. Trenurile sunt puține, iar numărul călătorilor nu este pe măsura investiției făcute. 227 de milioane de euro este suma investită în modernizarea a 21 de gări CFR din țară. Lucrările au fost finanțate din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.